Iar acum mergem puțin și la ferma Un Nou Început. Să nu uităm, considerat de mulți fermieri strategul lui Moroșanu, Silviu a avut parte de clipe mai puțin plăcute la ferma Un Nou Început. Vine acum să facă primele dezvăluiri de după eliminare chiar el, Silviu Țolu. Bună ziua, domnul Silviu, bine ați venit îmbrăcat la patru ace. Păi la fermă nu v-am văzut cu sacoul ăsta. Dacă am tras atât de mult în fermă, am zis și eu să mă aranjez un pic. Exact, să vadă lumea de fapt cum ești în realitate, exact, nu? Exact, exact. Ce faci, mă, Silviu? Cum a fost la ferma Bine, Un Nou Început? Mulțumesc. A fost foarte greu, dificil. Greu, nu? Da. A fost o experiență inedită, nouă, dificilă, dar chiar vorbeam și mai devreme cu colegii de la Digital că sunt bucuros că am făcut-o. Adică ți-a plăcut experiența asta până la urmă? Da, dacă ar fi să trag linie, cred că am ieșit mai câștigat. Da, spune-mi, care ar fi lucru pentru care nu te-ai mai duce niciodată în fermă? Mâncarea puțină, cred că. Asta? Mai mult decât orice, da. Deci, mai mult și decât muncă. Simțeai la un moment dat nevoia, adică simțeați că vă lipsește hrana asta, chiar dacă... Da, mai aveați câte o petrecere, cum a fost ziua lui Camara sau într-adevăr, ceva? Într-adevăr, da, acolo eu n-am fost invitat. Într-adevăr, mai aveam momente când aveam, era mâncarea ok, dar de cele mai multe ori mâncam o zeamă la prânz și în rest era destul de greu. Am avut și vreo două săptămâni. Oricum ai fost întotdeauna așa tras prin inel, nu? Am fost, da, acum când am ajuns acasă, mi-a zis, pune mâna și mănâncă, nu te-am văzut niciodată așa, adică mi se lipise stomacul de spate. Bun, pentru că acasă, exact cum ați auzit ceva mai devreme, l-a aștepta Lili Sandu, pentru că voi sunteți împreună de cât timp? Aproape 4 ani. Aproape 4 ani. Știi ce vreau să te întreb? Ți-a spus acum, după ce ai ieșit din show, băi, cum ai făcut acolo, ce ai făcut acolo, nu trebuia așa, ce strategie asta? Nu neapărat, m-a felicitat pentru parcursul meu din competiție, mi-a dat sfaturi înainte să merg, așa cum știi, da. A fost și ea în competiția asta acum vreo două sezoane. Da. Și mi-a spus să am grijă la oameni, cred că am fost destul de atent cu mici scăpări. La cine ai avut scăpări? Măi, cred că la Brigitte uneori am... Nu doar eu, i-am acordat mai multă încredere. Păi tu ai fost prieten foarte bun cu ea. Da, am fost pe tot parcursul, n-am avut un conflict cu ea, doar că uneori ea s-a dat și de partea celorlalți și asta ne-a afectat. Da, acum e fericită, o să se mărite, e cu pastramă, e altă viață. Mă bucur foarte mult pentru ei. Pe zi ce trece... Mergi la nuntă? Nu știu dacă o să pot să merg la nuntă, nici măcar nu știu exact când este. Da, mă rog, păi nu știu, eu... Te întreb, că oamenii am văzut prin ziare și-au luat verighete, și-au luat nu, de toate. Nu eram la curent cu lucrurile astea, foarte păi frumos. Claudia Crim parcă ne-a zis, nu, că au invitat-o să le cânte la nuntă, așa că... Foarte frumos. Viața e frumoasă și spectaculoasă. Da. Dar fii sincer cu mine, cine te-a enervat cel mai tare din fermă? Camara. De asta l-am și luat la duel. E simplu, da. Dar l-ai luat la duel și s-a întors împotriva ta? Da, uite, să zic ceva. Eu înainte de, cu vreo 2-3 săptămâni înainte, când m-am gândit că voi ajunge la duel, am zis, băi, îl iau pe pastramă. De ce? Pentru că ziceam, băi, dacă pierd, să nu pierd în fața lui Camara, pentru că nu mă înțeleg bine cu el. Dar mi-am dat seama foarte repede că asta era o chestie de orgoliu. Și am zis, băi, eu am un conflict cu omul ăsta, hai să încerc să-l rezolv pe calea asta. Dacă pleacă el, scăpăm toți de gura lui și nu ne mai certăm niciunul cu el. Dacă plec eu, din nefericire, o să-i las pe... Măcar am încercat, dar o să-i las pe colegii mei cu el pe cap. E dificil, Camara? Mie așa mi s-a părut. Asta vorbeam și puțin mai devreme, că nu știu dacă așa este el în realitate. N-am putut să-mi dau seama dacă e doar personajul pe care el și l-a creat acolo să fie cel care bagă râcă, aruncă fitile și e conflictual doar de dragul show-ului, sau așa este el în realitate. Sper că nu. Tu este erai chiar considerat așa. Strategul Moroșanu. Nu cred că eram considerat strategul lui Moroșanu, strategul grupului fermierilor. Da. Am mai auzit lucruri de genul ăsta, că eram eu după Moroșanu. N-a fost niciun fel de strategie acolo, pur și simplu ne-am împrietenit în urma discuțiilor noastre. E băiat mișto, Moroșanu? Foarte mișto și băiat foarte, foarte inteligent. Uite, vezi, Claudia Crim zice că era prea agresiv, prea rău. De asta zic, sunt interesante toate poveștile astea când le auzi spuse de oamenii care au fost în fermă, tu le-ai văzut într-un fel la televizor și acum le înțelegi altfel explicate. Așa este. Și până la urmă, fiecare vedem lumea prin ochii noștri și cu filtrele noastre și putem avea păreri diferite. Cine crezi că are șanse să câștige? Sau cine ți-ai dori? Eu îl susțin pe Moroșanu până la capăt, bineînțeles, și mai am doi oameni acolo care îmi sunt foarte dragi, Belbiță și Marius, pe care îi susțin cu tot dragul. Dar țin cu Moroșanu până la capăt. Cu Moroșanu până la capăt. Copii cu asta? Ne dai vreo veste?
Vedem. Ce ai făcut, mă, nene? Ai făcut pauza asta? Ai făcut pauza asta? Dă voie să te felicit viitorule tătic. Mulțumesc, nu știu nimic, încă nu e nimic sigur. Gata, las-o așa, că așa mi-a zis Șanca serea și era însărcinată în 5 luni. Te-ai și roșit. Nu se pune problema. Păi dacă mă iei așa tare, nu... Să fie fata sau băiat? Nu știm. Te-ai roșit? M-am roșit? Da. Nu cred. Deci o să fie fata sau băiat? Nu știm, domne, nu avem nicio informație în sensul ăsta și nu se întâmplă momentan nimic, dar bineînțeles că ne dorim și noi după perioada asta. Nu, dar știu că întotdeauna la început nu vrei să divulgi până nu vezi toate analizele, totul, adică e până în 3 luni, nu? Îți spun foarte sincer că... E până în 3 luni însărcinată, Lili. Nu, dar n-am avut așa. Eu m-am întors săptămâna trecută, când să am timp? Păi dinainte! Dinainte. Nu, chiar. Apropo de asta, ți-a transmis salutări, Lili. Și eu salut și... dacă o să fie fetiță sau băiat, să aibă ochii tăi neapărat. Doamne ajută! Asta îmi place, mă, deci Doamne ajută, perfect. Mă bucur tare că te-am cunoscut, să ai multă baftă, succes. Mulțumesc. Și să vedem ce se va întâmpla cu ferma 1 început. Oricum te-ai descurcat de nota 10 acolo. Îți mulțumesc, da. Hai fermierii! Știți că îmi făceau ochii dulci și fetele alea din ferma, nu zic care. Ca să nu se supere Lili pe mine. Nu știu, eu am fost băiat cu minte. Dar ele nu prea. Au fost și ele, fete cu minți. Ok, oameni buni, eu îți mulțumesc încă o dată, îți doresc toate cele bune și te mai așteptăm. Cu drag, cu mare drag. Bravo. Sărbători fericite. Numai bine, să ai grijă în perioada asta cu poftele, cu asta, știi tu. Da, suntem în post, dar am nimerit și eu fix în post, ce să faci? Nu, cu sarcina, zic eu. Cu sarcina. Uite pe aici, te așteaptă frumoasele mele colege care îți fac cu mâna. Nu că trebuie să o iei pe acolo și ca să te duci spre ele, de-aia. Mulțumim mult de tot. Haide că e un super băiat. Și prezentabil, și mișto, și a făcut și senzație în ferma un nou început.